Ascultă, Israele! Ascultă, Israele, căci m-am oprit să-ți vorbesc și taină după taină eu vreau să-ți descopăr, căci vremea ce vă stă în față va fi o cernere cum nu a fost și nu va fi vreodată. Ascultă, Israele, prigoana cruntă va începe în curând, când socoteală vi se cere pentru credința voastră. Și în funcție de al tău răspuns, vei fi clasat la stânga sau la dreapta. Atenție mărită, Israele, veghează mai mult în rugăciuni și post, căci nu va fi scăpare de nu vei sta pe turn, de nu mă alegi pe mine, acum și oricând. Luați-mă pe mine ca avocat suprem, ca să vă apăr pricina atunci când fii veți încercați din greu. Eu, Dumnezeu, am ultimul cuvânt și peste a mea poruncă nu trece nimeni nici când. Ascultă, Israele, și înțelege că șciurul este pregătit, nu cumva să fii găsit ușor. Pleava întotdeauna cade jos, tu luptă-te să fii găsit cu greutate, să rămâi în ciorul meu pentru răsplată. Ascultă, Israele, căci timp de pace, puțin de tot a mai rămas. Nu-ți pierde mântuirea pentru un vals de linte în ecaz, chiar dacă prigonit, batjocorit, hulit și chiar lovit vei fi. Bucură-te, fiule și fiica mea, căci Duhul meu atunci se odihnește peste tine. Bucură-te, turmă mică, când ades ești prigonit. Eu, Iisus, prin valea dură am trecut de atâtea ori și înțeleg ce e durerea, hula și alte multe lovituri. Dar tăcut mi-am luat crucea și pe umeri eu mi-am pus 40 de lovituri, fără una am primit, și apoi piroane în mâini și în picioare mi-au bătut, coroane cu spini adânc în cap soldații mi-au înfipt, și la sfârșit oțet cu fiere, cu un burete, buzele ei mi-au atins. Dar toate acestea le-am răbdat, am tăcut ca un miel care îl duci la junghiere, căci planul meu măreț pentru întreaga omenire a fost și este să te găștig prin jertfa mea pe tine. Dar tu cum vei răspunde când vei fi cerut la cernere, când va trebui să alegi
bucuria de o clipă sau veșnicia în rai cu mine. Ascultă, Israele, și grăbește-ți pasul. Nu sta indiferent de mântuirea ce ți-am dat în dar. Rămâi pe barigadă, păzind cuvântul meu. Chiar de va trebui plătit cu viața pentru credința dată, rămâi statornic și nu te da învins îndată. Ascultă, Israele, ce ți-am vorbit, vino-ți în fire și ridică-te de unde ai căzut. Admite, sfetșnicul, ți-l voi lua din loc. Amin.